în raionul Ialoveni. Domnule Chitoroacă, bună ziua! Bună ziua! Vă rog să ne spuneți ce ați reușit dumneavoastră să aflați elucidând acest caz. În prealabil, ieșind la fața locului, s-a stabilit că incidentul a avut loc după pauză, în timp ce elevii din coridor au intrat în clasă, au început să le fie rău, să vomite, și în cazul acesta a intervenit în grupele operative. Toți au fost evacuați afară, toți elevii. Și au suferit o clasă, clasa a șasea, în care erau 24 de elevi. Mai, în stare mai agravată sunt doi elevi care cu ambulanțele sunt transportate la centrul mamei și copilului din Chișinău. Aceasta. La moment acum grupa operativă se face meseria, au intervenit echipele de forță din raion și chiar din am solicitat de la Republică Centrale. Domnule Chitoroacă, dar ce versiune să iau în calcul? De unde ar fi putut proveni acest gaz neidentificat deocamdată? Prealabil s-au stabilit că gaz natural nu poate să fie, deoarece încălzirea este centralizat. Casangeria se află separat de școală, nu se află lângă școală. Scurgerea de gază s-a verificat cu specialiștii Ialoveni Gaz, nu este scurgerea de gază. Monoxid de carbon tot nu este, sobe nu sunt, nu se încălzește cu sobe, nu, gaz nu poate fi monoxid de carbon. Nu mai rămâne o sursă că cineva din gaz identificat cu, eu știu, butilii, ceva mică, balonașă, cum mai spun ei, asta, numai dintr-o acest caz. Careva butelii de gaz care se folosească în gospodării nu este, nu sunt, nu se folosește. Deci admiteți că ar fi fost folosit un așa numit balon cu gaz paralizant de către unul dintre elevi? Noi bănuim, aceasta e una dintre versiuni. Una dintre versiuni, la concret nu putem să spunem ce gaz anume, ce anume gaz, își fac meseria specialiștii și ne-au dat concluzia. Da, se bănuiește aceasta că a fost cazul. Domnule Chitoroacă, vreau să ne spuneți dacă a fost inițiată o anchetă în acest caz și da, numai decât, sub ce aspect? A fost inițiată ancheta și se efectuează acum. Ancheta a fost inițiată deocamdată. În cazul în care va fi găsit vinovatul, dacă mergem pe această versiune, folosirea unui spray paralizant, ce riscă cel vinovat? Noi deocamdată articolul prevede și închisoare, dar deocamdată noi trebuie să stabilim persoana. Trebuie să stabilim toate circunstanțele care au fost. Dar ce alte versiuni luați în calcul, domnule Chitoroacă? Din spusele specialiștilor și cum am fost la fața locului și acolo, alte versiuni nu poate fi, deoarece clasa se află la etajul 2, de la etajul 1 nu poate să fie nicio fel de scurt, cum am spus și eu, casangeria se află separat la undeva 30 de metri de la blocul central și scurgerii careva de gaz natural nu este acolo. Versiunea numai aceasta rămâne. Totuși, câți elevi au avut de suferit? Vedem date diferite. 22 de copii, 23... Date diferite, deoarece, când vă spun de ce date diferite, în clasa aceasta erau 24 de elevi. 24 astea au suferit și care au mai mers pe coridor în timpul celălalt din clasele vecine. Au mai suferit și alți elevi. Uh-huh. De aceasta... Adică sunt chiar mai mult decât 24 de persoane. Mai mult decât 24, da, mai mult. Dar mă sunt care au suferit mai grav, care mai puțin grav. De acum, care sunt mai grav, în primul rând, sunt expediat la centrul mamei și copilul, la spital. Despre câte persoane este vorba? Câți copii sunt internați acum la centrul mamei și copilului? Dacă au fost... 17 deja se internați și o ambulanță acum de un rând, dar toți 24 se internați. Adică în acest moment copiii încă sunt transportați spre centrul mamei și copilului. Da, pe drum iată ambulanța merge în fața mea, merge spre spital. Sunt transportați. Domnule Chitoroacă, vă mulțumesc pentru aceste informații. Da, posibil. Procurorul din Ialoveni, Valeriu Chitoraga, a discutat cu noi.